Tot mai mulți adolescenți români ajung să consume alcool fie pentru a se distra, fie în dorința de a se integra în anumite grupuri. Numai că avertizează specialiștii, ei nu conștientizează cât de gravă este dependența de alcool și nici pericolele majore la care se expun. Dependența de alcool este cu siguranță o problemă tot mai serioasă la nivel național. De cele mai multe ori această dependență pornește încă din adolescență, atunci când consumul de alcool este un important factor de risc. Specialiștii spun că adolescenții și tinerii nu realizează pericolul la care se expun și, din dorința de a se distra sau de a se integra în anumite grupuri, ajung să consume băuturi alcoolice de la vârste fragede. Conform medicilor, acest lucru este extrem de dăunător. Când vine vorba despre vânzarea de băuturi alcoolice în cele mai multe țări, vom găsi limite de vârstă. Astfel, în cele mai multe state ale lumii, minorii nu au dreptul să achiziționeze alcool, iar acest lucru nu este întâmplător. Conform specialiștilor în adolescenții, Corpul tinerilor este în plină dezvoltare și este foarte vulnerabil la efectele alcoolului. Astfel, consumul de alcool de la o vârstă fragedă poate afecta dezvoltarea normală a creierului, dar și a organelor vitale. Foarte multe studii au demonstrat că atunci când vorbim despre minori, consumul de alcool, chiar dacă este în cantități mici, poate crește riscul unei dependențe. Astfel, de exemplu, dacă vârsta la care s-a consumat alcool prima dată este de 14 ani, Riscul de a dezvolta o dependență este mult mai mare decât la o persoană la care vârsta de consum inițial este de 19 ani. Consumul ridicat de alcool de la vârste fragede poate avea un efect irreversibil asupra creierului, perturbând capacitatea de învățare, dar și memoria tinerilor. Astfel se poate ajunge și la probleme psihologice și crește probabilitatea ca acel tânăr să abuzeze de alcool tot restul vieții. Totodată, pe lângă modificările fizice care apar în perioada adolescenței, tinerii sunt supuși și unor modificări emoționale imense. Astfel este de înțeles de ce alcoolul poate afecta modul în care tinerii își controlează și înțeleg stări Stresul, anxietatea sau depresia, relatează adevărul.ro.